a condus răscoala țăranilor din Transilvania de la 1784, devenind un erou al Zarandului. În memoria sa, Centrul de Cultură și Art al județului, Consiliul Județean Hunedoara și autoritățile locale organizează duminică evenimentul Omagiului Crișan, ajuns în acest an la cea de-a 43-a ediție. Vor avea loc depuneri de coroane la Casa Memorială a lui Crișan, o slujbă religioasă, evocare istorică și un program artistic susținut de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean. Omagiul lui Crișan este un eveniment de suflet menit să readucă în atenție personalitatea istorică și jertfa acestui erou zărândean, pe numele său real Marcu Giurgiu. An de an, Crișan este comemorat în curtea casei memoriale din localitatea ce-i poartă numele. Astfel, duminică 22 octombrie de la ora 13, sunteți așteptați la evenimentul de comemorare, în cadrul căruia membrii ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean vor susține un program artistic alături de Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Cristian Fodor, Elena Evsei, Nelu Ban Fântână, Mihai Petreuș, Marinela Stroia și Vlad Lință. Îi aducem din nou un omagiu lui Crișan, un erou pe care mulți ar trebui să-l ia ca exemplu. Eroul zărândean este una dintre figurile marcante ale istoriei acestor locuri, dar și ale istoriei naționale. Nu avem voie să uităm că aici, pe aceste pământuri, s-a scris cu mult sânge o parte a existenței noastre ca neam. Este de datoria noastră să nu-i dăm uitării pe Crișan, pe Horia ori pe Cloșca. Ei sunt cei care au luptat cu mult curaj pentru ca oamenii simpli să ducă o viață mai bună. Ca de obicei, în cadrul festivității se va desfășura o ceremonie religioasă și se vor depune coroane și gerbe de flori la monumentul lui Crișan, urmând un spectacol folcloric. Vă așteptăm cu mare drag, a declarat Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara.